Salutăm la un nou episod. De data asta ne ocupăm de partea de pregătire sau de fitness sau cum vreți să-i spuneți. E foarte vastă, foarte complexă, nu o să reușim să le rezolvăm pe toate, însă ne putem face o idee, eventual detaliem ori în alte episoade, ori când ne vedem. Ca idee, ca să funcționăm corect, trebuie ca mușchii periarticulari implicați, care mobilizează articulațiile, implicați în mișcare, în cazul nostru mersul pe munte, ascensiune, coborâre sau toate lucrurile care sunt implicate aici, trebuie să fie într-o foarte bună formă și să lucreze armonios mai ales. Avem niște mușchi agoniști care efectuează mișcarea și unii antagoniști care se opun mișcării și ei trebuie să fie într-un raport optim. Dacă mușchii sunt puternici pe o anumită grupă musculară, dar sunt rigizi, mușchii antagoniști vor avea de suportat un stres. Misiunea lor va fi să facă față, să se opună din răsputeri mușchilor preponderente, celor agoniști. Și atunci ce încercăm noi este în extra sezon sau între șirile noastre la munte să atât să tonifiem mușchii agoniști și antagoniști ai unei mișcări, dar și să permitem să facem mișcări de asuplizare în care să dăm o suplețe suficientă mușchiului să lucreze în bune condiții, fiindcă altfel dacă avem doar un mușchi rigid și puternic, într-un final, mai ales a faptului că trece peste repere osoase, da? Adică tendoanele și toate inserțiile trec peste niște repere osoase, dacă el este rigid și puternic, vom ajunge să avem niște microrupturi fibrilare, lucru care poate să ne pună pe bară mult timp. E netul plin de tot felul de exerciții și probabil că nu o să intru sau nu o să pic în greșeala să încerc să le dezvolt pe toate. Le găsiți acolo, sunteți neclar, îmi scrieți, vă explic ce e bine, ce nu e bine în măsura în care mă pricep. Dar avem două scenarii mari. Unul în care suntem înaintea sezonului de mers pe munte și facem pregătirea specifică, importantă de altfel, sau suntem între perioadele de mers pe munte în timpul sezonului de vară sau de iarnă, dacă voi mergeți iarna, dar aici vorbim mai ales de sezonul de vară. Și de asemenea, și acolo mă pregătesc, încerc să mă țin într-o condiție fizică optimă. În aceste două scenarii, eu pot să lucrez atât tonifiere cât și asuplizare. Sunt acasă și am tool-urile care îmi trebuie. Pentru stretching, pentru tonifiere, totul e în regulă. Celălalt scenariu este când sunt în timpul turelor de munte, care sunt două subcategorii. Una în care ies pe munte la tură de o zi, revin la bază și de asemenea am mai multe instrumente care îmi pot folosi la stretching de data asta, nu lucrez pe tonifiere nimic. Respectiv când la tură de câteva zile legate și sunt doar cu cortul și am mai puține unelte pe care o să vi le arăt, dar care totuși mă pot ajuta să îmi păstrez o formă fizică optimă. Bun, ce instrumente avem? Un rulou, îl știe toată lumea, o bilă, de asta de cauciuc, o bandă pe care o poți strânge într-un pumn, o bandă elastică și bețele. Ce putem folosi în scenariul de care spuneam că suntem în presezon sau între turele de ieșit pe munte? Putem folosi toate trei astea, din care banda îmi folosește la exercițiile de tonifiere și astea două îmi folosesc la exercițiile de asuplizare. Ce pot folosi când sunt în timpul turelor? De ce pot lua în sac? Ce pot avea la mine dacă eu ajung să campez pe munte? Bila, care ocupă loc minimal, de foarte utilă, și bețele pe care le pot folosi pentru rulaj, cumva să-mi înlocuiască rulou ăsta de cauciuc. Suntem, cum am spus mai devreme și le-am împărțit, în presezon
sau în timpul sezonului între turele de munte. Și avem la îndemână uneltele care vorbeam un pic mai devreme. Prima dată pentru tonifiere, această bandă elastică, care nu o să trec prin toate exercițiile, iarăși le puteți găsi pe net, dar rapid de tot vorbeam de pătrații lombari, partea de extensie, o folosim, pătrații lombari în plan frontal, aici îi putem lucra foarte bine. Am înodat banda elastică de orice găsiți fix acasă, chiar și de un picior de pat. Și aici putem lucra mai multe exerciții super utile. Una pentru locking, pentru extensia asta în ultimele grade a genunchiului, care îmi intră mult vast intern, ceea ce este bine că este cel care echilibrează lucru vastul extern implicat preponderent în mișcările noastre de mers pe munte și îmi aliniază rotula, așa că dacă eu voi avea vreodată o accidentare în care principalul motiv este rigiditatea și lucru excesiv al vasului extern, da, și îmi trage rotula în afară, eu încerc să asuplizez, să-i dau drumul mușchiul ăsta și să tonifiez vasul intern. Va să zic că piciorul aici, pun banda sub nivelul genunchiului, în partea superioară a gambei, și din poziția asta, ușor sprijin pe vârf al piciorului implicat în mișcare, extensie până ajung în poziția de locking, de blocare a articulației. De la primele exerciții veți simți deja cum este în principal implicat vasul intern. Asta e foarte, foarte ok de făcut. Alt exercițiu este cel care împrinde partea de fesier, extensor al coapsei, dar și de biceps femural. Bicepsul femural, care vă spuneam, este un antagonist al quadricepsului, foarte important de tonifiat și nu este de ignorat. Asta înseamnă că punem banda pe călcâi, sprijinim și facem mișcarea asta de extensie în care și îndoim aici un pic genunchiul, ne intră biceps femural și un pic de fesier. Foarte alegură. Iarăși, ce ne trebuie este partea de stabilizator al coapsei și anume abductorii, partea de fesier. Putem face ceva mai complex în care să dăm și rotație externă, să tonifiem și trecem de ax, de sprijin, după care ducem piciorul în abducție și în rotație externă. Foarte, foarte util. Și ne rămâne partea de adducție pe care o avem. Da, deci de apropiere, mușchi care lucrează vast intern, iarăși, care are o parte, un vector de adducție, plus semitendinos, semimembranos, care sunt mușchi lungi, subțiri, dar sunt implicați în mișcarea asta aici, pe care o putem face mai complex, trecând de ax și implicând și un pic de flexor al coapsei. În mare, cam asta facem cu banda elastică, bineînțeles că mai sunt o soiul de exerciții în care o acroșăm de un reper și putem lucra oblici sau alți mușchi care ne ajută la un bun stens, dar dacă aveți dubii, dacă nu înțelegeți lucrul, dacă ați parcurs netul și nu se leagă lucrurile, îmi scrieți sau ne vedem și sigur găsim explicație la orice și soluție în consecință. Partea de asuplizare musculară când suntem înainte de sezon sau între ieșirile din sezon. Putem lucra asuplizarea în două feluri. Ori întinzând mușchiul, ori rulându-l. Partea de rulaj, avem grupele musculare superficiale sau la îndemână pe care le putem rula cu rulou ăsta, respectiv cele profunde care nu prea poți să ajungi la ele sau poți ajunge dacă te pui în anumite poziții și reușești să știi exact locul unde să așezi, bila. Ce putem lucra? Partea de trunchi nu trec prin ea, plin netul e în regulă.
Putem lucra partea de coapsă, superficial, ce spuneam aici, avem vastul lateral, am vorbit de el, vastul intern am vorbit și partea asta de rectus femoris, care iarăși este partea quadricepsului, toate pot fi atinse cu rulou. Ce este important aici, unde avem și bandeleta iliotibială, că este un mușchi în profunzimea bandeletei iliotibiale care poate fi lucrat pe rulou. Altfel n-ar avea sens doar să rulezi o structură fibroasă, ci mai degrabă să întinzi și să rulezi mușchiul care trage bandeleta, adică fesierul mare și flexorul fascialata. Vreau să zic că rulajul va avea loc foarte încet, de deasupra genunchiului până sub capul femural, sprijin pe un cot, ăstea le știți. Da? Dar ideea este să se întâmple încet. Apoi avem vastul intern, care mă duc într-o rotație externă și le iau de la inserție și ia și un pic din croitor, croitorul mușchi lung și care intră în contractură destul de mult. Și mai avem partea de rectus femoris, care este pur și simplu un stretching aici de deasupra rotulei până adânc sub bazin. De asemenea, tot cu rulou putem face partea de biceps femural și de gambă, pe care le știți. Bicepsul femural, foarte important să-i dăm drumul. V-am spus, se opune, este antagonistul quadricepsului, al extensorului. Deci trebuie lucrat ca atare. Pentru stratul profund, avem acel piriform, mușchiul ăla rotator din profunzime, care trebuie pusă bila undeva în spatele aripii iliace și călcâiul pe genunchi, da? Călcâiul piciorului pe care lucrăm pe genunchiul piciorului opus, încercăm să dăm șansa să prindem punctul dureros și mișcări circulare mici până ar trebui să-și dea drumul. Doar aici îl putem prinde. Încercăm să ne menținem partea de supleță musculară în timpul turelor. Dar ori ești de pe zi de mers acasă, dar mai degrabă când nu ai alte, nu ai șansa să ajungi la alte instrumente. Adică avem doar un izopren, eventual bețele și bila de cauciuc pe care am demonstrat-o mai devreme. Deci o putem folosi în continuare pentru piriform, pentru partea de subfesier, practic, unde nu ajungem cu altceva. Bun, cu izoprenul, ca să strecuim partea de quadriceps, de aici din picioare, funcționează, e bine, însă mai eficient și poți face și alte lucruri, spui la fier ceva cu primusul sau știu eu, este să stai în genunchi în poziția asta. Eu propun să nu te așezi direct pe călcâie, fiindcă forțezi destul de mult intraarticular și dacă vii după o zi lungă în care a fost fricționat multă bandeleta iliotibială, ea o să fie într-o tensiune suplimentară pe care nu ți-o dorești. Așa că pui ceva aici, vii un pic mai sus, te poți chiar duce în spate fără să mai forțezi articulația în sine, însă mușchiul se va alungi. De asemenea, un beneficiu este că dai drumul un pic dorsiflexorilor, cei care îți ridică vârful piciorului aici, punându-i într-o poziție alungită. Da? Deci două într-una reușim să facem chestia asta, răstimp în care poți să faci diverse chestii. Dacă ai bețe, alt lucru pe care îl poți face și nu ai bila, e să cauți locul unde este piriformul, pe care tu îl știi de acasă, fiindcă lucrezi acasă, găsești spotul ăla dureros și
încerci să dai drumul apăsând în, în manșon și făcând mici mișcări circulare. Există și șansa în care să rulezi bățul pentru fascia iliotibială. Aici însă nu l-aș fricționa cu totul. Dacă poți să rulezi, să rulezi ar fi ideal, dar asta este un exercițiu de urgență. Ce mai avem aici? Foarte important să dăm drumul inserției superioare a bicepsului femural. Clasic, ne așezăm, încercăm să nu arcuim spatele, fiindcă atunci furăm și dăm doar din coloană. Arcuim coloana, rămânem cu spatele cât putem de drept, ne ducem în față și simțim cum se alungesc ischiogambierii. De asemenea, pentru pătratul lombar, pe fiecare picior, din depărtat, îi dăm drumul, simțim pur și simplu cum își, cum se relaxează, cum se întinde, cum își dă drumul. Un exercițiu important care se referă la mișcarea de coborâre, mai bine zis de, implică extensorii, dar pe cedare, este aceea în care tu pregătești musculatura. Tot ce înseamnă inserțiile astea, musculatura periarticulară care prinde și rotula în zona genunchiului. Și aș vrea să lucrați la ea cu răbdare, în primul rând luând o treaptă de o dimensiune mai mică, de 10-12 cm, în care foarte controlat să încercați să nu vă așezați pe picior, ci cu proiecția centrului de greutate pe sprijin să veniți foarte încet să puneți piciorul. După care îl aduceți lângă, urcați cu celălalt, da? Și iarăși acesta cu bazinul destul de în față, doar cedare. Pun lângă, pot să mă ridic și reorientându-mă un pic în lateral. Apoi, după ce simt super control pe asta, după mai multe ședințe, pot să găsesc o treaptă un pic mai mare, să fac același lucru, echilibrat, nu trântesc piciorul și să nu simt tensiune în inserții. De aici, așez ușor, întorc, încerc și să nu mă uit, da, să simt doar pe propriocepție, totul, sau pe proprioceptori. Un alt exercițiu aparent banal, dar foarte folositor și necesită de asemenea răbdare, că nu este cel mai dinamic exercițiu din lume, este cel care implică lucru pătratului lombar, care vrem să nu intre în contractură sau stăm pe o recuperare. Și de ce stăm pe scară? Fiindcă încercăm pe un picior de sprijin cu genunchiul extins din mușchiul care aduce aripa iliacă la nivel cu cealaltă, să coborâm sub nivel, da, sub nivelul scării, și apoi să ridicăm bazinul cât putem de sus. De fapt, numai aripa iliacă implicată în mișcare. Alungire, contracție, alungire, contracție, în răstimp încerc piciorul de sprijin să nu implic bazinul să plece înăuntru. Deci sunt vertical pe piciorul de sprijin, cel implicat lucrează. Bineînțeles că sunt și multe alte exerciții pe care le poți face stretching leștit de la sală sau de ce mai lucrezi, dar astea sunt cele mai la îndemână. Putem detalia pe viitor în episoade separate, dar trebuie să-mi scrieți, să-mi spuneți ce dubii aveți, ce nu înțelegeți, poate și teme care credeți că sunt utile să le aducem în discuție. Aștept mesajele voastre.